Tina a citit un mesaj pe telefonul Gabrielei care suna ceva de genul: lasă-l pe prostul ăla, nu vezi ce se face în emisiune, îți dai seama acasă ce se face. Și că era lung rău mesajul, dar n-ai voie să dai, gen, nu aveai voie să apeși pe mesaj să-l citești. Și îi spunea lui Paul și Paul spunea: pe cum bă n-am voie să citesc, pe atunci știu eu ce citesc pe telefon. Și spunea că nu ai voie gen să citești mesaje dacă le primești de la susținător, că task-ul acesta este să vezi despre viața partenerului înainte de emisiune, nu mesajele primite de la susținător. Dar vă dați seama cât de tare dacă a citit. Lasă-l pe prostul ăla, nu vezi ce se face în emisiune, îți dai seama acasă cum o să fie. Foarte tare mesaj. Felicitări celui care l-a scris, pentru că, uitați, e mai bine dispus. Și poate știți seama și Valentin că a fost totuși extrem de exagerat, mai ales în ultima perioadă.